A fost scandal monstru la Consiliul Județean Mehedinți. Convocați într-o ședință de îndată, consilierii județeni au fost chemați să aprobe mai multe proiecte cu finanțare europeană. Totuși, punctul fierbinte al ședinței a fost ultimul de pe ordinea de zi, la care se cerea rectificarea bugetului propriu al județului, în așa fel încât solicitarea liberalilor de a fi alocat o sumă pentru încălzirea municipiului să fie aprobată. Aici lucrurile au scăpat de sub control și a urmat o ploaie de jigniri din toate direcțiile. Până la urmă, acest proiect de hotărâre a fost amânat pentru ședința ordinară de la finele lunii. Imaginile care urmează nu mai au nevoie de niciun comentariu. A dat bani din rezerva bugetului, rezerva Consiliului Județean. Acum noi nu am cerut de... Doamna președinte, se numește sintagma corectă, este fondul de rezervă. Domnule președinte, ați reușit să mă enervați asta. Vă gândiți că dacă mă enervați, mai simplu, că după aceea... Eu vă rog să vă păstrați calmul, să știți ce vorbiți. Da, ok. Dumneavoastră sunteți lipsit de cei 7 ani de acasă. Îmi pare foarte rău că mă dat dumneavoastră să spun acest lucru. Eu de obicei sunt o persoană elegantă, ceea ce nu pot să spun același lucru despre dumneavoastră. Domnule președinte, m-am uitat în expunerea de motive a aparatului noastră termin. Nu mai spuneți că nu am înțeles. Dumneavoastră ați citit? Doamne, ați citit proiectul noastră? A fost inițiat de mine. Bun, ok, și ați văzut că spune clar că e doar pentru... Înțelegeți că discutăm de un utilaj multifuncțional pe care să-l folosim la... De ce nu spune acest lucru atunci? Pentru că nu înțelegeți dumneavoastră. Nu, domnule președinte, sunteți nesimțit. Sunteți, nu, deci pe bune, eu l-am citit din nou și nu precizam acest lucru. Când vii cu atâta nesimțire, după ce că ești prost, mai și nesimțit, supun votul lui dumneavoastră amânarea proiectului. Care nivel să păstrăm, domnul Nicolicea? Nu, să păstrăm un nivel al decenței. De ce îmi spuneți mie sau... Spuneți mie sau colegii... Ați început și de un an de zile în continuare, nejigniți, liderul de grup. Oprește-te, te rog. Președinte, Circul s-a deplasat la un moment dat către tot felul de insinuări și ironii, sub impresia cărora protagoniștii au explodat. Am observat că a fost un apetit pentru liderul nostru de grup. Discutem cu atenție. Voi nu? Da. Voi nu? Discutați în partea. Doi. Împărțiți sumele din alte părți. Trei. Nu v-a asumat proiectul. Patru. Și toate celelalte. Mulțumesc pentru amenințări, domnul Mitică. Domnul Mitică va adresa scrisorul dumneavoastră, domnule. Domn director. Intenția unora dintre colegii noștri din Partidul Național Liberal nu a fost aceea de a obține efectiv o sumă de bani pentru locuitorii municipiului Drobeta, Turnul Severin. Ei vor să facă propaganda electorală și lor le place circul. După consumarea scandalului din ședința de îndată informat de colegii liberali, a intervenit și președintele PNL Mehedinți, deputatul Virgil Popescu. El vorbește despre interesele din jurul furnizării agentului termic. Sunt foarte mâhnit de treaba aceasta, mai ales că am auzit că mi s-a pronunțat inclusiv numele în această ședință, că aș avea interese cu vânzarea păcurei. Vreau să le spun public, am mai spus-o, cred că la postul dumneavoastră de televiziune, că cei care au finanțat și care au adus păcură în județul Mehedinți pe iarna trecută sunt sponsorii Partidului Social Democrat, oficial pe acte. Și stau să mă întreb de ce o companie națională precum Petrom a fost scoasă din procedura de achiziție și a fost introdusă pe ușa din dos o companie a Partidului Social Democrat. Până la urmă, tot circul s-a stins cu amânarea proiectului de hotărâre până la ședința ordinară a Consiliului Județean, care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Poate până atunci se vor mai calma spiritele.